Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și pentru azi avem o surpriză, sau poate că nu. Barbados vrea să o înlăture pe regina Elisabeta a II-a și să devină republică până în noiembrie 2021. Regina Elisabeta a II-a se află la conducerea Commonwealth-ului, care reunește Regatul Unit și alte 15 state care de-a lungul timpului și-au obținut independența față de Imperiul Britanic. La fel ca și în cazul Regatului Unit, aceasta deține poziția de șef al statului, dar are un rol decorativ, puterea politică fiind concentrată în mâinile unui cancelar sau prim-ministru în funcție de țară. Barbados, un stat insular din Marea Caraibelor și Oceanul Atlantic, aflat în arhipelagul Antilelor Mici, și-a manifestat intenția de a o îndepărta pe regina Elisabeta de la conducerea sa și de a deveni, în schimb, o republică, notează BBC. Depășirea trecutului colonial. A sosit timpul să ne lăsăm pe deplin trecutul colonial în urmă, a spus guvernul Națiunii Insulare din Caraibe. Executivul speră ca procesul să fie finalizat până în luna noiembrie anului 2021, atunci când vor fi sărbătoriți 55 de ani de la independența Barbadosului față de Londra. Mia Mottley, șefa executivului, a explicat faptul că concetățenii ei își doresc un șef de stat care să fie din Barbados. Aceasta este declarația supremă de încredere în ceea ce suntem și ceea ce suntem capabili să realizăm. A mai adăugat aceasta. Palatul Buckingham a spus că aceasta este o chestiune care depinde de guvernul și cetățenii din Barbados. O sursă de la palat a spus că ideea îndepărtării reginei Elisabeta a II-a nu a apărut din senin și că a mai fost adusă în discuție de-a lungul timpului. Declarația a făcut parte din discursul tronului, care reprezintă politicile și programele guvernului înainte de o nouă sesiune parlamentară. În timp ce mesajul este citit de guvernatorul general, acesta este scris de premierul țării. Discursul a citat de asemenea un avertisment din partea lui Errol Barrow, primul cancelar al Barbadosului după câștigarea independenței, care a spus că țara nu ar trebui să rămână blocată în premisele colonialismului. Barbados nu este prima fostă colonie britanică din Caraibe care vrea să devină republică. Guyana a făcut acest pas în 1970, la mai puțin de 4 ani de la obținerea independenței față de Marea Britanie. Trinidad și Tobago au urmat exemplul în 1976, iar Republica Dominicană în 1978. Guvernul din Barbados a anunțat că vrea să o înlăture pe regina Elisabeta a II-a Marii Britanie din funcția de șef al statului și să devină republică până în luna noiembrie 2021, când se sărbătorește cea de-a 55-a aniversare a independenței țării. Fostă colonie britanică, care și-a câștigat independența în 1966, Barbados a menținut o legătură oficială cu monarhia britanică, la fel ca alte țări care au fost cândva parte a Imperiului Britanic. Palatul Buckingham a precizat că decizia este a populației din Barbados. În prezent, guvernatorul general al Barbados este numit de regină la propunerea prim-ministrului insulei. Guvernatorul general reprezintă regina la evenimente oficiale, precum deschiderea Parlamentului statului, ocazie cu care Mason a rostit marți discursul. Guvernatorul general actual al Barbados este Sandra Mason. Insula Barbados a fost ocupată de Marea Britanie începând din 1625, fiind colonizată rapid și rămânând sub control britanic timp de secole, spre deosebire de alte insule din Caraibe pentru care s-au luptat spaniolii, britanicii, olandezii, francezii și americanii. În prezent, insula are aproape 300.000 de locuitori, populația fiind majoritar de descendență africană. Haideți să aflăm împreună lucruri care o caracterizează pe regina Elisabeta a II-a. De ce regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu sărbătorește niciodată ziua ei? La 6 februarie 1952, Elisabeta a II-a a fost proclamată regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. A fost încoronată la 2 iunie 1953 la Catedrala Westminster din Londra. 21 aprilie 1926 este data de naștere a reginei Elisabeta a II-a, însă suverana britanică este sărbătorită oficial în luna iunie, tradițional marcată printr-o ceremonie denumită Trooping the Colour, salutul
culorilor. Începând din 1748, aniversarea unui suveran britanic este oficial celebrată în iunie printr-o ceremonie denumită, cum spuneam, Trooping the Colour. Această ceremonie și-are originea în pregătirile pentru război din trecut, când toate steagurile erau strânse și arătate soldaților britanici înainte de luptă, pentru ca aceștia să le recunoască în iureșul bătăliilor. Regina Elisabeta II a sărbătorit în 2012 jubileul de diamant, marcând cei 60 de ani care au trecut de la urcarea pe tron după moartea tatălui ei, regele George al VI-lea, pe 6 februarie 1952. Care este succesiunea la tronul Marii Britanii după regina Elisabeta II? Linia de succesiune la tronul Britaniei a trecut printr-un număr de modificări în anii recenți, pe măsură ce William și Kate și-au extins familia și pot fi alte adăugări de membri la casa regală după ce prințul Harry și Meghan vor avea copii. Așadar, datorită acestor potențiale adăugări și a schimbărilor legilor din ultimii ani, linia de succesiune poate fi schimbată. În mod normal, la tron va trece prințul Charles. Dacă Elisabeta va abdica, se va retrage sau va muri. Iar conform unor relatări, retragerea din funcție este o posibilitate reală, scrie The Sun. Unele relatări susțin că regina a spus cercului sau apropiat că dacă ajunge la 95 de ani, va dori să implementeze o legislație care să-i permită lui Charles să devină rege cu drepturi depline. Următorul în linie este prințul William, duce de Cambridge, și copiii lui, prințul George, prințesa Charlotte și copilul încă nenăscut. Astfel, prințul Harry, care era al treilea la succesiunea în 2013, este acum al 6-lea după nașterea copiilor. După logodna cu Meghan Markle, orice copii pe care îi vor avea vor veni după el în linia de succesiune. Următorul rege sau regină va fi al 42-lea monarh la conducere de la William the Conqueror, William Cuceritorul, care a obținut coroana engleză după bătălia de la Hastings din 1066. Regulile s-au schimbat semnificativ în ultimii ani. În 2011 a fost votată o lege care le permite și fiicelor dreptul la succesiune. Înainte, fiicele puteau moșteni tronul doar dacă nu existau fii. Această schimbare înseamnă că prințesa Charlotte este înaintea prințului Harry în linie. De asemenea, s-a înlăturat regula conform căreia niciun moștenitor nu putea accede la tron dacă ea sau el era căsătorit sau căsătorită cu un romano-catolic. Regula aceasta datează din secolul al XVI-lea, din timpul domniei lui Henry al VIII-lea. Regele s-a separat de biserica romano-catolică pentru a divorța de soția sa, regina Catherine, și pentru a se căsători cu Anne Boleyn. Deoarece monarhul britanic este și liderul bisericii anglicane, niciun romano-catolic nu poate ajunge la tron. Suntem implicați în modernizarea monarhiei britanice. Există și problema că prințul Charles poate renunța la tron pentru a-l lăsa pe mult mai tânărul William să acceadă la tron. Prințul Charles are deja 68 de ani, având în cazul în care ajunge rege, cea mai înaintată vârstă la care un om ajunge la tronul Marii Britanii din istorie. Prințul William se bucură de multă susținere din partea poporului britanic, iar Charles a avut un număr de controverse precum divorțul de prințesa Diana și aventura din timpul căsătoriei cu Camilla, ducesă de Cornwall. De asemenea, s-a amestecat în politică prin enunțarea de păreri cu privire la mediu, agricultură, medicină alternativă și arhitectură, în scrisori private trimise la miniștri. Prințul Harry a precizat că nimeni nu vrea să devină rege sau regină, dar ar face acest pas pentru binele tuturor. Suntem implicați în modernizarea monarhiei britanice. Nu facem acest lucru pentru noi, ci pentru binele mai mare al oamenilor, a precizat acesta. Prințul Philip, soțul reginei, nu poate deveni rege în locul acesteia. Dacă o femeie se căsătorește cu un titlu sub al ei, așa cum este în cazul reginei Elisabeta și al prințului Philip, ea va reține titlul, în timp ce soțul său nu are dreptul la acesta, conform legilor monarhiei britanice. Ce vârstă are regina Elisabeta II a Marii Britanii în președinți americani? Elisabeta s-a născut în Londra, la 21 aprilie 1926, primul copil al prințului Albert, duce de York și al ducesei de York. În momentul nașterii sale, Elisabeta era a treia în linie de succesiune la tronul britanic, în spatele unchiului său, prințul de Wales, și al tatălui ei.
atunci când acesta din urmă a devenit rege în 1936, la abdicarea fratelui său, Elisabeta s-a transformat în moștenitoarea tronului și deținătoarea titlului Her Royal Highness the Princess Elizabeth. Încoronarea oficială a Elisabetei a avut loc la abația Westminster în data de 2 iunie 1953, la vârsta de 27 de ani. De atunci și până azi, adică de mai bine de 67 de ani, timp în care regina Elisabeta a II-a Marii Britanii s-a fotografiat cu 13 președinți americani diferiți, cu alte cuvinte, a împlinit 13 președinți americani de când se află pe tron. Legăturile regelui Mihai cu regina Elisabeta a II-a Marii Britanii. Regele Mihai I era verișor de gradul al III-lea cu regina Elisabeta a II-a Marii Britanii. Apropierea dintre cei doi s-a văzut și la împlinirea 60 de ani de la urcarea pe tron a reginei Marii Britanii, când regele Mihai a fost așezat în fotografia de grup chiar lângă regină. Regele Mihai a fost fiul principelui Carol, viitorul rege Carol al II-lea și al prințesei Elena. Din partea tatălui era nepot al regelui Ferdinand I și al reginei Maria, iar din partea mamei nepot al regelui Constantin al Greciei, scrie Mediafax. Legăturile regelui Mihai cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Ultimul rege al României era descendentul celor mai importante familii regale ale Europei. A fost stră-stră-nepot al reginei Victoria, Marii Britanii, atât pe filieră maternă cât și paternă. Relațiile de rudenie dintre cele două case regale au început odată cu căsătoria dintre regele Carol al II-lea și regina Elena, mama regelui Mihai. Relațiile apropiate dintre regele Mihai I-ul și regina Elisabeta a Marii Britanii s-au putut vedea și la evenimentul din 2012. Atunci regele Mihai I-ul și principesa Margareta au participat la castelul Windsor la un prânz oficial oferit de regina Marii Britanii cu ocazia jubileului său de diamant, împlinirea a 60 de ani de la urcarea pe tron. Prânzul oficial a durat o oră și jumătate și a fost precedat de o sesiune foto oficială la care au luat parte regina Elisabeta a II-a și monarhii celor 26 de țări prezente la eveniment. Într-o fotografie de grup realizată cu acest prilej, regele Mihai I-ul al României este așezat chiar în dreapta reginei Elisabeta a II-a, în timp ce în stânga monarhului britanic se află regele Simeon al Bulgariei. Alături de aceștia, tot în primul rând, în fotografie apar împăratul Japoniei, regina Olandei, regina Danemarcei, regele Constantin al Greciei, sultanul din Brunei, regele Suediei, regele Elveției, prințul Hans Adam de Liechtenstein. Pe rândul al doilea, în spatele reginei Elisabeta a II-a, apar prințul Albert de Monaco, marele duce de Luxemburg, regele din Lesotho, regele Albert al II-lea, regele Norvegiei, emirul din Qatar, regele Iordaniei, regele din Bahrain și regele din Malaysia. Prințul Charles, fiul reginei Elisabeta a II-a și primul în ordinea succesiunii la tron, este la rândul său un apropiat al României. Prințul a fost de nenumărate ori în vizite oficiale sau private și susține prin fundația sa conservarea valorilor tradiționale, în special în zona Transilvaniei. Prințul Charles a fost decorat de președintele României și a primit în anul 2017 titlul de doctor honoris causa al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, ocazie cu care a mulțumit și a adresat un mesaj în limba română. Prieteni, ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Dacă v-au plăcut sau nu documentarele noastre, ne puteți lăsa impresiile în secțiunea comentarii de mai jos. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun pe curând!